Spitalul Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian din Călăraș își mărește echipa. Astfel, medici din specialitățile medicină internă, nefrologie, neurologie, cardiologie, gastroenterologie, oncologie, boli infecțioase, pediatrie, ATI, neonatologie, epidemiologie, oftalmologie, radiologie, medicină de urgență sunt așteptați să se alăture echipei de la spital. Bogdan Mihai, managerul Spitalului Județean de Urgență Dr. Pompei Samarian din Călăraș, ne-a declarat că în total sunt 37 de posturi disponibile. De asemenea, s-a demarat o campanie în care sunt implicați agenții economici călărășeni care au posibilitatea să ajute spitalul cu diferite donații. Spitalul Călăraș se confruntă cu un deficit de medici pe mai multe specialități. Dacă ar fi să discutăm despre pandemia pe care o traversăm acum cu tot, în mod esențial ar trebui ocupate cele 11 posturi de medic ateist. Noi am inițiat discuții, am inițiat și mai multe anunțuri în diferite zone. Am primit un feedback foarte bun, chiar ne-au contactat, avem discuții cu doi medici, unul deja e foarte posibil să vină săptămâna viitoare, celălalt așteptăm răspuns în 2 săptămâni. Oamenii au înțeles că suntem o echipă deschisă. Spuneți-ne de câți medici aveți în total nevoie pe Spitalul Județean și dați-ne exemple de câteva secții. Dacă vorbim de un număr total, vorbim de un număr de 37 de medici. Dar la acest moment noi suntem într-un proces de proiectare, a reproiectare a capacității spitalului, în sensul că dorim să înființăm niște zone pe care să le dezvoltăm ulterior, cum ar fi zona de urologie. Avem un medic foarte bun, un urolog tânăr adus, care a făcut chiar zilele trecute o operație în premieră pentru Spitalul Călăraș. Și e clar că vom dori să creștem această zonă de expertiză. Printre secțiile importante în care avem un deficit major, se regăsesc cardiologia, neurologia, zona de terapie intensivă și avem o nevoie mare în zona de medicină de urgență. Desigur, mai sunt și alte specialități punctuale unde încercăm să dezvoltăm și să asigurăm un act de calitate în zona sănătății pentru cetățean. Pentru medicii care vin, aveți disponibilitatea să-i ajutați cu achiziționarea de echipament necesar pentru operații, astfel încât călărășenii să nu mai fie nevoiți să bată drumul la București pentru operații care pot fi făcute la noi în Spitalul Județean? Înainte să veniți dumneavoastră, am avut o discuție cu un medic oftalmolog care dorește să vină în spitalul nostru. El va ajunge probabil de la 1 ianuarie, pentru câtva mai mare de opțiune și documente. Și discuția cu dânsul a fost axată pe două componente. Unul, ce echipament avem și ce disponibilitate avem. În discuția pe care le purtăm cu medicii care doresc să vină în spitalul nostru, această zonă este prioritară abordată, în sensul că noi ne exprimăm disponibilitatea de a le cumpăra echipamente astfel încât să facem un act de calitate cum nu s-a mai făcut până acum. Conceptul nostru este pentru anumite intervenții chirurgicale, cetățenii să poată fi tratați în condiții de siguranță și de calitate, ca să zic, în calitate medicală la nivelul spitalului de urgență, astfel încât să nu mai devenim doar o bază care furnizează niște pacienți către alte spitale. Considerați că ar avea un impact mai mare postarea unui anunț pe rețelele de socializare? De unde a pornit ideea? În primul rând, de la realitatea în care trăim. Noi trăim într-o realitate în care social media, ne place sau nu ne place, face parte din viața noastră. Revistele medicale sunt adresate unei zone mici. Nu știu câți din medicii tineri mai au o preocupare de a citi zilnic acele reviste medicale. Ar fi foarte bine să le citească, dar eu am dorit să vin cu ceva suplimentar. În primul rând am dorit să arăt că avem o deschidere totală și de-aia mi-a pus și numărul de telefon. Poate fi o chestie atipică, ca să arăt o deschidere, că oricine poate discuta cu un om, să așeze la masă și să găsească o soluție. Pe lângă asta am văzut și atitudinea medicilor care chiar s-au arătat surprinși și acest lucru îi împinge să vină. Curiozitatea. Dom'le, nu s-a mai întâmplat să-și pună un manager numărul de telefon pe internet ca să fie sunat. Vă spun că mă sună de la asistente, la infirmieri, pe răspund tuturor. Mă fac timp, răspund, oamenii, chiar dacă îți spun că nu căutăm specialitatea pe care o sunt foarte mulțumiți că cineva răspunde și răspunde într-un mod civilizat. Pe lângă acest lucru, am mai demarat un proiect local de data asta, care are ca scop conștientizarea oamenilor de afaceri din zonă că este momentul să investim în sănătate toți. Statul investește în sănătate. Însă cum poate el? Și în limite. Și limitele bugetului. În limitele procedurilor pe care le are.
Oamenii de afaceri, deja și ei afectați de această pandemie într-un mod vizibil, își exprimă, mulți își exprimă înțelegerea pentru situația pe care o aflăm și doresc să pună umărul la deblocarea unor situații punctuale. Din discuțiile purtate cu ei, acum văd o zonă de solidaritate a populației care conștientizează faptul că oricine, în orice moment, poate să aibă nevoie de ajutorul nostru. Și noi trebuie să fim pregătiți și să avem cu ce să venim în întâmpinarea nevoilor pe care le are un cetățean. Concret, cu ce vă pot ajuta oamenii de afaceri? Oamenii de afaceri ne pot ajuta cu pe 3-4 linii. Una ar fi donarea și direcționarea unei zone, unui procent din impozitul aferent către unitatea noastră spitalicească. Vă referiți la cei 2%? Acei 2% au unei cote din profit și pe lângă asta altor sume de bani care ei ar putea să contribuie la realizarea dezideratului de asigurare a unei stări de sănătate bună pentru populație. Oamenii văd faptul că suntem deschiși, că nu avem decât interesul de a asigura un act de sănătate la nivel calitativ în contextul actual și unii chiar au venit alături de noi. Mai pot să ne ajute foarte bine cu să achiziționeze dânsii niște echipamente în urma unor discuții purtate cu noi și să ne dea direct echipamente. Să le doneze. Să le doneze.